Bun găsit, dragii mei, la AstroPlay. Ca să începem cu dreptul, o să vă spun așa. 1. Evenimentul major al perioadei următoare este dat de intrarea lui Lilith în balanță, de care vă avertizam la cumpăna din 3 ani. Vă spuneam că este un eveniment major, important și nu trebuie să-l ignorăm, să-l trecem ușor cu vederea. 2. Venus va intra în leu, deci noroc de bani numai la persoanele creative. Artiștii, de exemplu, cei născuți cu stea în frunte, cum le spun eu, pentru că îl întâmpină cu grație pe Mercur. Dragostea va ține de comunicare, va fi totul undeva centrat la nivelul plexului solar. Nu stau acum să dezvolt, dacă îmi rămâne ceva timp, voi intra să vă zic ce înseamnă asta cu dragoste, cu plex solar, cum funcționează energia, pentru că eu zic că e foarte important. Atenție maximă la sănătatea balanțelor, scorpionilor, peștilor, pentru că au acolo un Neptun retrograd și un Saturn retrograd, dar și a taurilor. Acolo Uranus rezonează cu Marte și acolo există ceva ușor așa de atenționat. Ei, și pornim la drum. Perfect. Revin în viața voastră tablouri, clișee pe care nu reușiți să le observați sau cred eu că într-o formulă altfel, poate că le ignorați. Discutăm de anumite sirene care sună sus, știți ce înseamnă sirenele de pe mașini, așa? Eu le și văd, le și aud, dar voi trebuie să fiți și cu mai mare băgare de seamă, pentru că eu nu sunt berbec, pentru mine e important doar să vă spun de aspectele astea. Luați la întrebări de cosmos, așa veți fi și prin urmare e bine ca în astfel de situații să vă găsiți forța lăuntrică, să reușiți să vă conectați la energia aceasta subtilă a Universului pentru a înțelege ce întrebări, ce este acolo, de ce sunteți luați în vizorul astrelor sau puși sub lupa Universului, cosmosului. Taur. Ceva vă tensionează peste poate. Poate viza pe de o parte sănătatea, ați văzut că v-am spus în intro, dar și cariera și dragostea. Dacă este să privim cu atenție acest Marte cu Uranus, conjuncția aceasta, rezonanța din Taur, înseamnă pe de o parte ambiționări la cei care știu ce vor de la viață, competiție ca să poată să rezolve ceva, să câștige bani, să lupte cu viața, poate să însemne anumite intervenții chirurgicale și stomatologice, dar și risc, atenție la neatenție, pentru că vă puteți împiedica, pentru că vă puteți accidenta la picioare, la mâini, pentru că trebuie să fiți atenți și dacă folosiți obiecte scule, tăioase, cei care lucrează în grădină, pe câmp, trebuie să nu se grăbească, adică grăbiți-vă încet, cum vă spun eu de obicei. Gemeni. Aspect fast de la trigonul lui Jupiter, care evident este în cădere în zodia voastră, cu karma negativă din balanță. Negativ, nu știu cum să vă zic, că nu înseamnă neapărat de rău, înseamnă mai degrabă că trebuie să fiți cu băgare de seamă și să nu luați totul așa, să tratați într-o manieră superficială. Prin urmare, poate să anunțe vești bune pentru unii dintre voi. îmi spune ceva legat de justiția, acte, chestiuni importante la care vă gândiți sau care vă pot presa, dar veștile, vedeți, datorită de trigonocrației, pot fi bune. Apoi vor urma și anumite aspecte mai puțin plăcute, de la tranzitul neîndurătoarei Lilith, ce vă spuneam, este o săptămână cu amprenta altfel. Atenție cu cine te însoțești, ca să spun cine ești. Financiar se anunță anumite câștiguri venusiene. Am spus deja din intro de aspectul lui Venus, el este considerat mic, benefic, nu aduce niște câștiguri ieșite din comun, dar aduce niște câștiguri, dacă mi este permis să vă spun așa, plăcute. Rac. Venus vă părăsește, dar rămâneți ocrotiți de energia soarelui din Rac. Prin urmare, cariera își caută noi coordonate, zic eu de bine, câtă vreme vrea să se replieze, reorienteze, da? Pentru cei care au, că nu o să stăm acum să vorbim de persoanele care nu își doresc așa ceva sau au o anumită vârstă venerabilă unde lucrurile evident că vor funcționa altfel. Deci își caută noi coordonate bune, ceva obscur, secret, ascuns, se anunță în casă, familie, pe relația cu rudele, acolo deja ține de astrograma fiecărui om, cum are destinul la naștere. Deci lucrurile pot să stea cu totul altfel. Leu. Intrarea lui Venus aduce un plus de bine. Câtă vreme e mic benefic, am vești bune. De bine, ca stare de spirit și nu numai, îi susține pe creativii zodiei. Cei creativi pot să câștige de acolo bani, pot avea bonusuri și beneficii pe carieră, de ce nu? Vine cu un plus de vivacitate și de spontaneitate și de la Mercur din Leu. Deci, Mercur este șugubăț în esență, dar să știți că susține călătoriile, vă pune într-o ipostază deosebită, în sensul că puteți să vă regăsiți cu persoane dragi, să mergeți la o terasă, să ieșiți în lume, să vă faceți prieteni noi, să vă simțiți bine. Deci susține pe ansamblu starea de spirit. Fecioara. La voi, noutățile sunt foarte bune la o primă vedere, pentru că Fecioara din zodiac a scăpat din mrejele temutei Lilith, unde, în special pe sănătate, v-am povestit ce înseamnă luna neagră, cum afectează sănătatea, de ce funcționează așa, puteți să și revedeți. Și în esență faptul că pleacă este de bine. La fel, Lilith a pus o presiune foarte mare pe afect emoțional, pe relațiile cu cei din jur, la unii de bine, la alții depinde dacă acum au răni de lins, este o cu totul altă poveste. Dar susține anumite parteneriate, cum să vă zic, alianțe, chestiuni de culise, până la un punct, pentru că și ea are traiectoria ei și de acum nu mai vrea să se ocupe de așa ceva, mai mult are și proasta reputație. Știți cum e vorba românului, cum vaca care dă foarte mult lapte și pe urmă riscă să dea cu piciorul la găleată, la căldarea cu lapte. Ei, aici trebuie să fiți atenți, pentru că pe mulți dintre dumneavoastră vă interesează partea aceasta cu beneficii, câștiguri, da? Atenție unde se va duce această Lilith. pe horoscopul general al perioadei, că eu nu știu cum are fiecare la naștere. Deci spuneam, în special aș pune amprenta pe zona sănătății, pentru că e bine, dacă e sănătos e mai bine decât toate. Altfel de aspecte vă punctam pe zona financiară a banilor, diferă de la o persoană la alta, dar în esență rămâne un potențial care vine cu o energie specială pe zona astrologică. Astrologică, pentru că noi nu discutăm de altceva. Fiecare știe ce pe urmă, cum să preia informația și să o personalizeze, să o individualizeze. Balanță. Noutăți de care trebuie să țineți, subliniez acum, obligatoriu, seama. Dar pun și ghilimele, pentru că, din punctul meu de vedere, nimic nu este obligatoriu. Da, dacă eu invit pe cineva la masă și el o să vrea să stea sub masă, de acolo nu mai ține de mine. Prin urmare, Lilith, pe care o anunțam cu surle și trâmbițe, în constelația voastră proaspăt intrată, vizează cumpene. Cumpene diverse, la unele care știu să se echilibreze. Cumpenele acestea sunt cu tâlc, la alții pot să fie cumpene dificile, la alții pot să fie chiar grele sau greu de depășit, de înțeles, pentru că de aceea Lilith are și ea din când în când planuri pentru fiecare dintre noi. Acum planurile sunt pentru balanță. Deci, trebuie depășite, din punctul meu de vedere. Cine vrea bine, cine nu, să se gândească de două ori înainte cum este mai bine să faci în viață. Dar lucrurile acestea evident că vor diferi de la o balanță la alta. Ele sunt în căutare de echilibru, pace, de armonie și în esență nu am văzut două astrograme identice la naștere să fie două balanțe în același fel. Scorpion. Parteneriatele la control, dragii mei, că e bai. Așa vă cere universul, așa vă cer și eu. Pentru că se spune că acest cosmos care ne coordonează destinul, ne-l creionează, vrea să verifice ceva. Ați văzut, extemporal la dirigenție, de exemplu. Extemporal. După care apare dirigintele, întoarce catalogul, vede el ce face, cum vă întreabă. Dar extemporalul la dirigenție e o chestiune esențială de viață. Prin urmare, dacă nu am eu planuri, da, nu le corectez eu, le corectează tot cosmosul. Acolo primiți note, bonusuri și buline albe și buline roșii și ca la grădiniță, în toate felurile. Dar vă spun un lucru cert, da? Cât e glumă, cât e frumos, va funcționa legea talionului. Deci, atenție războinicilor și atenție amazoanelor. Legea talionului, cred că o știți, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Prin urmare, astral, dacă ai câștigat o rundă, o bătălie, e bine. Dar nu înseamnă că ai câștigat încă întreg războiul. Aici planurile, strategiile, ce, cum, asta ține de o astrogramă, pentru că acolo eu văd coordonatele. Dacă evoluează bine o balanță, dacă e blocaj, dacă e cumpănă, de ce e blocajul, până nu își explică o persoană, nu are cum să înțeleagă și nu are cum să înainteze, să blochează și trebuie să evolueze, că asta este viața în esență. Săgetător. Liber la o primă vedere, deci vești calde, ceea spune eu că vă doriți chiar cu adevărat să fie liber sus în constelația voastră, pentru că asta anunță liniște. Și poți să-ți faci planurile cam cum vrei tu, la fel cu mențiunea clasică, astrograma generală, pentru că dacă ai karmă, de exemplu, în balanță unde intră Lilith, sau ai alt 5 planete, 4 în balanță, nu mai corespunde ceea ce vă zic eu pe general, dar informația rămâne valoroasă pentru că îmi detensionează situația. Da? La o a doua vedere, pentru că discutăm, uite, de o zodie dublă, Jupiter în cădere și Lilith în balanță anunță aventură, flori, ochiate, sport, extrem, da? Recunosc un sistem existențial pe care vi-l descifrez eu acum. Cum puneți piesele acestea de puzzle, asta ține de fiecare dintre voi. Capricorn. Necunoscutele din destinul imediat destau eu să le descifrez acum, anunță cam așa. Anumite tranzite astroplanetare, cum ar fi iubire, Venus, cupluri solide, ce dă cu plus, că știți cum e, acte de rezolvat, de soluționat, acolo să anunță sau să-i ascund ceva, câștiguri, beneficii, bani. Casa 8-a e cu Venus și cu Mercur, planete zvelte care se mișcă bine. Așa, plus schimbări în general pe zona de carieră. Vărsător. Câștigurile financiare sunt de esența abisală, dar și astro-karmică. Aici ține de viețile anterioare, până nu analizez viețile anterioare ale unei persoane, nu pot să zic cu exactitate, dar pot să vă indic niște puncte cheie, esențiale. Creativitatea își are sevele pe o structură care ține de arbore, de arborele vieții, individual, evident. Acolo pot să văd și dacă mi-ați evoluat corect sau nu pe carieră, acolo unde se ascund, practic, beneficiile și câștigurile. Și pești. Sănătatea se poate resimți acum de la Saturn, pe de o parte, și la alții de la Neptun. Ele, de ce să nu recunoaștem, sunt și retrograde de ceva vreme, un soare care susține inima, partea aceasta de suflet, emoțională, afectivă, de esență, de substanță pentru mine, pentru că fără iubire știți cum. Deci iubirea în toate formele, iubirea aproapelui, iubirea de natură, de animale părăsite care au nevoie de susținere, de suport, de flori, de spirite complementare, de a rezona, dorința de a rezona, de a fi în uniune și în armonie cu tot ceea ce înseamnă cosmosul. Prin urmare, dragii mei, vă dau o întâlnire și săptămâna viitoare, rămâneți aproape, iar până atunci, ca de obicei, cele bune să se adune, cele rele să se spele.